Fermierii olteni au avut la dispoziție 30 de zile pentru depunerea documentației, asta dacă vor să-și primească banii până la finele lunii august. Este vorba despre al doilea trimestru al lui 2017. Oficialii din Ministerul Agriculturii spun însă că metodologia de acordare a subvenției s-ar putea modifica, astfel încât banii să poată fi primiți lunar. Și cuantumul subvenției s-a modificat. Dacă anul trecut pentru fiecare litru de combustibil consumat, agricultorii primeau aproape 1,8 lei, acum cuantumul a scăzut. 1 leu și 42 de bani pe litru va primi fiecare fermier. Din 940 de deținători de acord pentru obținerea subvenției la motorină, de fapt pentru obținerea diferenței de acciză la motorină, 627 de fermieri au depus cereri pentru trimestru 2. După verificarea administrativă a cererilor, după centralizarea cantităților de motorină, sigur că urmează plata, lucru care interesează foarte mult pe fermieri. Și în acest an, depunerea documentației pentru subvenția la motorină s-a desfășurat în condiții optime. În anul 2017, guvernul a alocat aproape 350 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură. Pentru anul acesta, valoarea efectivă a sprijinului este de aproape 1,5 lei per litru și reprezintă diferența dintre rata accizei standard și rata accizei reduse.